Premierul României, Dacian Cioloș, a votat duminică la Zalău împreună cu soția sa. Acesta a declarat că a votat pentru oamenii care speră să facă din municipiul Zalău mai mult decât este. Prim-ministrul a votat pentru alegerea viitorului primar al Zalăului, lista de consilieri locali și consilieri județeni ai unui partid. Premierul a mai adăugat că ziua de duminică o va petrece în Zalău. Dacian Cioloș speră ca în urma votului său să se schimbe ceva și a subliniat faptul că e important să se schimbe în bine. Mai practic de aici. Bună dimineața! Spuneți câteva cuvinte. Păi ce să vă spun, că am votat, mi-am făcut datoria de cetățean și sper să fac acest lucru toți cei care au drept de vot, pentru că dincolo de ce putem face pe parcursul mandatelor aleșilor locali, acum este momentul să ne spunem punctul de vedere cel mai consistent. Pentru ce ați votat? Păi am votat pentru, știți, chestiile astea, că am votat pentru democrație, prosperitate și așa mai departe, mi se pare așa, generalități. N-ați votat pentru... Am votat pentru oameni vis-a-vis de care sper că pot să facă din orașul ăsta mai mult decât este, în primul rând. Deci am votat oameni în care am încredere, chiar dacă, drept să spun, m-aș aștepta la...
la mai multe regenerare, să spun așa, a resurselor umane ale partidelor care au propus candidați. Sper să avem o dinamică mai bună pentru alegerile parlamentare. Credeți că se va schimba ceva în urma acestui vot? Păi ceva se va schimba oricum, sigur. Important este să se schimbe în bine. Că schimbări oricum vor fi și sunt totdeauna, cred că, pentru că asta e. De ce mulțumesc. Vă păstrați domiciliul de Zalău? Pentru că de orașul ăsta și de locurile astea mă simt eu legat. Faptul că m-am dus într-o parte sau în alta a fost pentru că, mă rog, așa s-a întâmplat, acolo au fost oportunitățile, dar știți cum e, oriunde te-ai duce, rămâi legat tot de rădăcinile de acasă și eu nu vreau să mi le tai. Agronom fiind, știu ce înseamnă să-ți tai rădăcinile și să trebuiască să le regenerezi în altă parte. Nu, aici mă simt eu, aici am familia, aici am prieteni și aici mă simt eu acasă. Bunicul nostru merge la vot? Asta întrebați pe dânsul, de fapt. N-are rost să intrăm în... Veți rămâne la Zalău astăzi sau care va fi? Da, o să rămân aici, în zonă, sigur. Urmăriți alegerile de aici, din Zalău, sau... Da, sigur. Păi, nu e un ministerul de interne. Trebuie să le urmărească din punct de vedere administrativ foarte atent și o face. Am vorbit și ieri și alaltă ieri de mai multe ori cu domnul ministru Tobă să mă asigur că din punctul de vedere al guvernului, al Ministerului de Interne, lucrurile sunt în regulă și că Ministerul de Interne urmărește în același timp și organizarea alegerilor, dar și situația din zonele cu risc de inundații cu cod galben și cu cod roșu. Dar înțeleg că în weekendul acesta lucrurile o să se liniștească. Mulțumesc! Mulțumim și noi! La revedere! La revedere! Și mergem să vot!